domnul Bruno Ștefan, sociolog și președinte al Biroului de Cercetări Sociale, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Ștefan, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu de invitație. Suntem în ultima săptămână a campaniei pentru alegerile europarlamentare. Cum se prezintă partidele, iată, cu doar câteva zile înainte de testul votului? Și vă propun să le luăm pe rând. Cum se prezintă Partidul Social Democrat? Nu e partid să nu fi cunoscut fluctuații foarte mari în această campanie. N-au fost multe campanii care să producă asemenea schimbări de opinie în condițiile în care, per ansamblu, pare o campanie ternă. Pentru cei mai mulți pare că nu se întâmplă nimic, că e o dezamăgire și în același timp toate partidele au cunoscut variații foarte mari, cum nu prea s-au întâmplat în alte campanii. Mai țâșnește câte un partid deosebit, în mod deosebit, altele se reașează. Dar aici au fost toate pe o... A fost un cutremur dedesubt nevăzut. Din ce motive? Și de asta vreau să le iau pe fiecare partid la rând ca să explic, pentru că motivele sunt diferite aproape de la fiecare partid, la fiecare. Per ansamblu, bazinele electorale stânga și dreapta au rămas aceleași, dar în interiorul bazinelor au avut loc schimbări. Adică n-a luat stânga de la dreapta sau dreapta de la stânga mult, dar stânga de la aliații ei, dreapta de la aliații ei, au luat fiecare dintre ele mult. Și a fost o canibalizare în interiorul segmentelor destul de puternică și vizibilă. Hai să luăm bazinul stângii. PSD-ul, să începem cu asta. A pornit cu cel mai prost scor, catastrofal. A începutul anului PSD-ul avea 20 și ceva la sută. După Paști s-a produs o creștere, dar oricum am observat-o și dinainte, creșterea era vizibilă, mi-a sărit de 30%. În ritmul ăsta, motivele sunt mai multe. Primul este că s-a dus țintit spre electoratul pro-România și l-a adus înapoi, încercând să-l facă un electorat, să-l facă recaptiv. Era un electorat mai degrabă de conștiință de stânga, care plecase și din afecțiune față de diferiți lideri, nu atât față de Ponta sau Corina Crețu, cât față de Țuțuianu la Dâmbovița, de Tudose, de ăla de la Caransebeș, Mocioalcă, de diversi alții, care aveau structuri teritoriale foarte puternice, stăpâneau bine județele de ani de zile de când erau în PSD, și aveau o rețea. I-au plecat cu acea rețea. Au zis că pleacă cu acea rețea. PSD-ul a venit peste ei și le-a luat toată rețeaua, lăsându-i doar pe persoană fizică, cum spunea Vanghelie, în așa fel încât aportul pe care l-au mai adus ei în pro-România a început să fie tot mai puțin de el. Și deși liderii au o simpatie foarte mare, Corina Crețu este cel mai simpatizat candidat din România la alegerile astea, deși Ponta are un capital de încredere acceptabil, zestrea cu care pleacă ei, adică de simpatie, nu se transformă în voturi în așa măsură în care s-a transformat la începutul campaniei sau cu o lună, două înainte, când pro-România era undeva pe la 10%. Alt de la fel, era undeva la 10%, 9 și ceva 10%. Să termin cu pro-România, are electoratul cel mai volatil. În sensul că în același sondaj, când pun întrebarea cu ce partid votați și las doar partidul, obțin un scor la fiecare, când pun întrebarea cu ce partid votați, ținând cont că primul pe listă este ăsta, obțin un alt scor, cu ce partid votați, ținând cont că lista este următoarea și le arăt lista tuturor celor trei, obțin iarăși alte diferențe. Deci trei cazuri cu trei variante diferite. Dacă la unele partide diferențele sunt foarte mici, Pro-România are electoratul cel mai volatil. Adică, văzându-i pe listă, mulți tind să spună da și scorul să ajungă la maximum acum 8,9 în măsurătoarea mea, în marja de eroare. Deci nu ating 10. Înseamnă că sunt pe acolo pe undeva, dar altfel, în partea cea mai scăzută, sunt la 6,1. Deci asta e diferența cea mai mare pe care, într-un sondaj, cu diferite tipuri de măsurare a intenției de vot, o obține un partid. Prea mare diferență pentru un partid la acest scor. Așadar, aici am cel mai mare dubiu care este scorul. La PSD scorurile sunt foarte clare. PSD, ca partid, dacă pun cu ce partid votați, mi se duce la 33%, 32, așa. Când pun cu ce partid votați,
ținând cont că prima pe listă e Rovana Plumb, a doua Carmen Dan, obțin 29,7. Altfel spus, la PSD, cum o să vă explic și la PNL, capii de listă trag partidul în jos. Nu-i ca dincolo unde capii de listă la Pro-România trag partidul în sus. Așadar, la PSD variațiile sunt de 2%, dar din 30 și ceva. Când la Pro-România sunt de 2% și ceva, dar din 8, 7. Așadar, PSD-ul depășește, trece pragul, cred eu. Și dacă merge în ritmul ăsta, merge undeva la 35%, în mod categoric se duce și mai sus. Decât dacă îl opresc adversarii, nu din opoziția, adversarii de la, din alianța lor, că ei spre electoratul lor s-a îndreptat și a rupt. A rupt de la ALDE PSD. A rupt de la ALDE atât de mult încât nu cunosc partid în această campanie să fi pierdut o zestre atât de mare cât a pierdut ALDE. ALDE a intrat în campanie cu 10%. În februarie parcă așa avea scor. Da. În ianuarie tot pe la 10% era. Ultima măsurătoare îmi cobor la 6 și ceva. Este destul mare scăzută, adică ruperea. O diferență, da, destul de mare. Uriașă căderea. Și spuneți că s-au dus spre PSD, a fost eu cunosc de... ALDE foarte bine. Aveam o relație veche, de prietenie cu lideri care au plecat la ALDE și cu care am lucrat multă vreme și știu cum lucrează. Ori, fiind atent la PSD cum a lucrat în fieful lor, oamenii aia care știau să-și atragă, aveau experiență politică, știau cum să-și creeze un electorat captiv, au rămas despuiați de zestrea electorală atât de ușor în fieful lor, în fiefurile ALDE. M-am dus și am făcut sondaje și am văzut cum PSD le-a luat, nu PNL le-a luat de la ALDE. Și de asta spun că ALDE s-a prăbușit, nu, el încearcă să se bată cu PNL, să mă ia de acolo. Când de fapt ar trebui să se bată cu când PSD? Când el trebuie să-și ia înapoi, pentru că aia și-au luat țintit. ALDE a fost obiectivul PSD-ului mai important decât Pro-România. Și mai important pentru că alegerile astea reprezintă un test pentru PSD legat de candidatul la președinție. Tricianu ridică pretenții să fie candidatul stângii la președinție și pe o justificată idee că dintre toți liderii care sunt pe acel culoar, el obține cel mai mare scor. Dar în realitate îl bate Iohannis și pe el. Chiar dacă mai greu, chiar dacă el poate să crească semnificativ de mult, Tăricianu, totuși Iohannis este mai bine plasat. Dar PSD are un candidat mai puternic decât, da, Tăricianu pentru prezidențiale? Da. Cine? Tocmai pentru că îl are. Știe că nu trebuie să fie din interiorul lui. Și aplică rețeta rusească pe care ați văzut-o în Ucraina cu Zelenski. Așa vor ieși ei și îl scot pe Tușă la încălzire pe Ioan Aurel Pop. Dar mă rog, să nu mai spun și ceva. Și așa că e bătălia pe cine intră. Eu nu cred că intră Dragnea, nu cred că intră Dăncilă așa cum își dorește Iohannis, că de-aia a și pus-o premier ca să se bată, să aibă bătălia ușoară, ci eu cred că va fi un candidat din afara spațiului politic și pentru a avea justificarea de ce să vină cu un astfel de candidat în așa fel încât să obțină și voturile și ale ALDE, și ale Pro-România, și ale altora, trebuie să fie unul care întrunește, are un capital de simpatie și asupra acestor partide și care să fie mai mare decât Tăricianu. Soluția este să fie din afara spectrului politic. Doar așa cum Iohannis a fost din afara spectrului politic candidat și a câștigat, tocmai pentru că n-avea de unde să-l iei cu ceva, să-l agăți, case, astea au fost copii, astea au fost mărunțișuri. Așa și pe Ioan Aurel Popul ei și îl scutur și descoperi. Dar până s-a apuc, ce este un curățel în lumea asta în care toți sunt pătați, s-au sfârșit unii pe alții și parcă au urme de răni și de sânge. Dar și Liviu Dragnea parcă și-ar dori bine să candideze, pentru că tot am văzut are un turneu prin țară, mai nou. E natural să-l aibă, dar știe că va mânca bătaie. Așadar, el vrea să obțină un scor mare, să arate structura partidului care să convingă un candidat care nu e foarte convins, dar mă rog, este cât de cât. Așa să intre, că iată, se va baza pe o structură puternică. Altfel, cu un scor mic, va intra cineva la o bătălie de genul ăsta. Foarte mulți, nu doar așa, să-și facă un nume, să... Ori, aici e interesul să câștige. Și de asta cred eu că el are nevoie să tureze motoarele la maxim,
s-a dus în această campanie nu atât să fie el candidatul la președinție, cât să obțină un scor foarte mare, enorm de mare, și reușește. Campania lor a fost prin transformarea unei părți cât mai mare a electoratului în electorat captiv și electoratul de conștiință să fie tot mai mic. Pentru că ăla cumva a migrat. A migrat spre ALDE puțin tel, a migrat când a plecat Olguța Vasilescu, de pildă, de la Craiova. Eu am lucrat pentru ALDE în campania de la Craiova, la alegerile locale anticipate. Cât era Olguța Vasilescu la alegerile din 2016, parcă, sau când a fost alegerile, ALDE a luat acolo 5-6. Când a plecat Olguța și a venit primarul ăsta, ALDE a luat 12. Scorul a fost uriaș. Eu cunosc structura ALDE și îi mizau pe un scor la fel de mare. I-a luat acum Dragnea tot ce s-a putut din ce avea ca structură puternică. Și de asta zic că ALDE e principalul perdant la ora actuală pe mâna aliatului lor. Partidul Național Liberal cum se poziționează? Cea mai urâtă cădere pe partea dreaptă la PNL se întâmplă. PNL-ul a pornit de la începutul anului, a avut un electorat între 22% și 23%. E în variabilă, ăsta era scorul PNL-ului tot timpul. Vineri, Areș Bogdan și țâșnește la 31,5. Am văzut, depășește chiar PSD. Creșterea a fost spectaculoasă. Luna trecută s-a prăbușit la 25. Care este fenomenul Areș Bogdan? S-a fâsit. S-a fâsit atât de puternic, adică lumea a zis, uai, figură nouă. De asta vă spun, priviți ce figură noi va aduce PSD-ul în campanie, cât de mult contează o figură care vine din afara politicii. Așa a mers PNL-ul cu o figură nouă din afara politicii, a crescut, dar nu a întărit-o. A lăsat doar votul de conștiință. N-a venit ulterior să-l capteze cu ceva. El a venit, Rareș Bogdan, cu un mesaj îndreptându-se nu spre electoratul PSD, spre electoratul USR+. Rezist, mai degrabă. Tinerii din din mediile urbane, care aveau un scor foarte mare. USR avea mai tot, să spun, la începutul anului, avea 19 USR cu MRE, cum era atunci partidul celor, și aveau 19,7% împreună. După care au ajuns pe la 17, ajunsese pe la 15 și ceva, și vine Rareș Bogdan și USR Plus se fâsie la 10 și ceva. Și acum fenomenul Rareș Bogdan, tocmai pentru că nu s-a adresat acestui segment pentru care el cumva a fost proiectat. Trebuia să convingă tinerii din mediile urbane că el duce lupta împotriva corupției și împotriva PSD-ului cumva. El a rămas doar cu asta împotriva PSD-ului, să nu mai spun vulgar cum este așa. Și nimic, n-a venit cu ceea ce era zestrea, nu, cu ceea ce mai era ca zestre a USR-ului, tema corupției, care îi zgândere atât de mult pe tineri. Și în momentul ăla, sătui să vadă doar jos PSD, jos PSD, s-au întors înapoi acum la USR+. Și în ritmul ăsta, dacă ei merg, bine, e mai mult decât înainte. De la 22-23, e la 25-26. Dar e o scădere de la 30. Dar eu mă aștept să mai scadă. Să mai scadă, pentru că dezamăgirea în rândul tinerilor față de sondajul când era la 31% PNL și atitudinea față de Rareș Bogdan, care era atât de mare, el a căpătat acum un capital negativ mai mare decât se aștepta să-l aibă. Pentru că nu-l avea negativ. Tot ca ce ne vine nou în scena politică, n-are lumea suficient cât să-l urască. Dar tot timpul numai jos PSD, jos PSD. El a plictisit. Dar trebuia să vină cu o strategie. Și a pierdut. PNL a pierdut 5%. În ritmul ăsta ajunge din nou la 23%. Eu nu știu, se poate opri și la 25-26%. Poate cu mari sforțări, dar mai sus de 27% ajung. Nu mai ajung. USR Plus? USR Plus sunt într-o revenire. O revenire odată în București, altă dată în Ardeal. Și pe segmentul de tineri, ei sunt partidul dominant. Atât de mare este votul celor sub 30 de ani pentru USR, depășesc 28% din tineri votează USR. Și ei dau tonul. Eu știu din sociologia mișcărilor de protest, este la noi un autor
fascinant, a scris despre așa ceva și a studiat pe toți care au studiat, care au scris despre mișcările de protest. Cât de mici ar fi, ele sunt cele care dau tonul schimbării. Și chiar dacă nu ești mulțumit că oamenii nu sunt de calitate, că au bube, că la, ăia dau tonul. Și liberalii, dacă s-ar întoarce înapoi către ei, ar putea să-și mai recâștige un electorat care s-a întors din nou. Da, l-ați adus pe Rareș Bogdan? Interesant. Hai să vedem. V-aș vota. Dar hai să... Depinde și cât timp mai au, că mai au doar câteva zile. Prieten cu Ludovic Orban de 27 de ani, știu, am lucrat cu el, am spus, băi, toată campania ta fă-ți-o acum, numai pe tineri și pe mediul urban și urban mare. Și depășești 27%. Să mai visezi la mai mult, nu. Ajungi la 27. Dar zi-mi, altfel ajungi la 22. Cred mai degrabă că varianta a doua. Nu crede. Pentru că eu am lucrat cu el în mai multe campanii. Intră într-un vârtej, campania te prinde într-un vârtej din care nu poți să te extragi. E ca o horă în care trebuie să joci așa, dansul. Chiar dacă știi că dansul nu te duce decât la groapă. Dar nu-ți vine să te oprești, să zici stop joc, hai să schimbi ritmul și să fac altfel. Eu îi spuneam lui, când era candidat la primăria Capitalei în 2008, măi, ai intrat primul, erai cu 30%, erai pe primul loc și ești pe locul 4, cu 12%. Ți-am spus, fă stop joc și reschimbă, că puteai să reschimbi. Nu. Toți care eram lângă el eram trădătorii, dușmanii, ne-am vândut PSD-ului sau nu știu cui. Și n-a fost așa. I-a luat atunci, a opresc cu tot ce s-a putut lua. I-a luat Blaga tot ce s-a putut lua. Și spuneam, mă, pierzi tot. La fel, PNR-ul a intrat acum în aceeași vie. Cum mă muncesc de dimineață până noapte și tu îmi spui că pierd? Da, pierzi. Nu vrea să accepte. Cred totuși că i-am adus aminte, ți-aduce aminte, ne-ai făcut ticăloși, trădători, așa, și nu a fost decât pe măsurătoare. Eu nu să spun decât niște cifre. Asta e tendința. Fă stop joc și reașează strategia cât mai e timp. La ce scor se află acum USR Plus? Spuneați că au pornit de sus, a venit Rareș, l-a mai luat din... La USR votați. Este cea mai mare problemă a mea în măsurători. Și de fapt, nu, la toate, da, și la PSD. Până să ajung la USR, trebuie să spun un lucru. Noi când facem sondaje, mergem, le spunem operatorilor, te duci din casă în casă, din două în două case, din trei în trei, fixăm un pas statistic și trebuie exact persoana din casa aia să o iei și să faci interviu. Când mergem din casă în casă, descoperim că avem populație, se declară cu studii superioare, 24-26% invariabil în orice sondaj, atât ne spun că au studii superioare. Dar datele INSE-ului ne spun că nu avem decât 16 până în 18% persoane cu studii superioare. Dar datele INSE-ului ne spun și că avem 18,9 milioane de alegători și în realitate noi nu îi găsim că avem numai case părăsite pe unde ne ducem. Și că nu avem populația asta cu 22 de milioane, că noi nu suntem nici 14 în țară. Dar trebuie să ponderez datele. Când le ponderez datele și măresc numărul celor cu studii elementare, crește votul pentru PSD mult și scade pentru USR. Pentru că USR-ul are bazinul celor cu studii superioare mai mult. Atunci, când datele sunt ponderate, USR-ul coboară la 13,8-14, cel mai mic scor. Neponderate, așa cum sunt ele reale aici, ajungem la un scor de 15,8 acolo. Ceea ce, și în ritmul ăsta, dacă merg, ei pot să se ducă liniștiți spre 16. În București cum stau? Se restă bine, stă foarte bine. Bucureștiul este partidul în care stau mai mulți bine pentru că vânează cumva, e o slăbiciune a PSD-ului aici. E cea mai mare slăbiciune a PSD-ului pe București. Și de asta își pot permite să crească și ALDE cel mai mare scor și Pro-România cel mai mare scor, pentru că votul în orașele mari, votul de conștiință este mai mare decât votul captiv. Duceți-vă într-un sat și acolo mai toți n-au încotro, sunt aproape obligați să voteze, cum le spune primarul. Puțin rămân în afara jocurilor dictate de liderii politici locali. În București nu poate să vină să vă convingă pe dumneavoastră, pe altul, pe mama dumneavoastră, PSD-ul, vor câte galețe i-ar da sau cine știe ce. Acolo bucureștenii trebuie să mai și creadă. Lipsește forma de presiune care specifică mediilor mici. Și atunci PSD-ul are voturile cele mai mici în oraș. Fiind cele mai mici, cresc toate celelalte mai mult. De asta spun că Pro-România mi apare pe București mai mult decât în altă parte.
din electoratul o simpatizează pe Firea, dar votează pro-România, de pildă. N-ar vota PSD-ul. Dar cu Firea sunt îndrăgostiți de nu se poate. Da. Deci PSD-ul e o catastrofă aici. PNL-ul și el stă acceptabil, în sensul că stă la limită. Dar față de căderea în care Bucureștiul a fost groapa PNL-ului, PNL-ul s-a prăbușit doar datorită Bucureștiului. Pentru că în București nu s-a făcut fuziunea dintre vechiul PNL și PDL și mâncătoriile au existat mai departe în interior, acuzându-se reciproc. N-au s-a întâmplat ca în Ardeal. A hotărât la Alba să fuzioneze, ție îți las atâtea, mi-e atâta, gata, am pus cruci oricăror certuri. Nu, aici s-au certat în toate felurile. Dacă vă aduceți aminte, Anca Boagiu cu Dan Cristian Popescu, la sectorul, la toate sectoarele s-au bălăcărit între ei, ca chiori, dând un semnal prost în toată țara, neînțelegându-se ei. Și nu doar că scorurile erau mici pe București. Bucureștiul a tras în jos PNL-ul pentru toată țara. Acum, ei s-au pus în tabăra lui Bușoi, care era împotriva lui Orban. Suficient de mult cât Bușoi, neavând, nelucrând bine la harisma lui, că n-a știut să lucreze bine la harisma lui, să prăbușească și mai tare PNL-ul, Orban, neavând nici el o mare harismă, suficient au plecat și de pe aici. Dar cât de cât mitingurile ce s-au făcut au avut un rol de a așeza cu fața spre PNL o parte a unui electorat care până acum i-a întors spatele total într-o scârbă de la alegerile trecute, scârba față de PNL, eu n-am mai văzut atât de mare. Acum, cumva, și am mai revenit. Dar nu cât să revină la dragoste. Și eu am spus că soluția este să se poarte cu alegătorii așa cum s-ar purta cu o iubită pe care trebuie să o curteze. Să-i spună că e frumoasă, să-i arate un viitor, să-i ducă cele mai înalte culmi. Trebuie să o seducă. Păi când îi vezi că stau pleoștiți, parcă au un băț în fund. Stau așa, iau câte o moacă de sobrii. Li se pare că tablourile alea din pozele bunicilor, când stăteau așa în crispați, crezând că așa sunt. Dar bunicii ei își puneau tablou că făceau o casă. Arătau ceva, că ei au avut, au creat ceva monumental pentru neamul lor atunci. Lucrurile au contat. Dar ăștia au niște poze. Doamne, băi, zâmpiți-mă și voi. Faceți voi un banc, o glumă. Să iubiți lumea. Arătați-vă dragostea față de oameni. Dragostea te face să zâmbești. Te face să îți faci proiecții de viitor. Când te vezi când cremenii scremut așa, când îți debesc, crăștești din să scoți două cuvinte, pentru ce te-ar vota, mă, lumea? Imposibil să iei. Partidul Mișcarea Populară? Iată, deschide lista cu fost președinte, domnul Traian. Partidul Mișcarea Populară, că am lucrat cu el în campania asta, mai mult, i-am spus de la început că poate să câștige 9%. Toate sondajele îl dădeau la 2-3%, care era cu 4%, era minune mare. Eu știam că poate mult și că are mult. Când eu am continuat să-l țin la scorul pe care l-avea și celelalte partide și-au dat seama că n-are rost să-l mai smulgă de pe acolo. Și-au lăsat jocurile cu sondajele în pace pentru că știau că el are niște măsurători. Partidele folosesc institutele, unele care se lasă folosite, hai, tai de acolo două, pune mie, tai, iei și lua alt, în tot felul de astfel de jocuri. Pe PMP toți au zis, gata, ăsta s-a dus la... Eu am zis, le-am arătat de la început că au de unde să ia, știam că au de unde să ia și le-am arătat cum să crească. Le-am și făcut strategia, cum anume să crească pentru 9%, că să bage 3 euro parlamentari. N-au avut resurse, n-au avut bani, n-au mai avut nici bani de sondaje, ce-a fost, au probleme cu banii, i-am înțeles, dar zestrea lor electorală n-a coborât niciodată în măsurătorile mele mai jos de 5,8. Asta a fost cel mai mic scor pe care l-au avut. Cel mai mare scor l-au avut și nu l-am dat publicității când tandemul era Băsescu-Cristian Diaconescu. Depășeau 10% dacă ar fi fost așa. Numai că omul ăla n-a vrut să se pună pe listă, pentru că l-a convins Radu Bogdan că, bă, dacă te pui tu, nu mai reușesc eu dincolo. Și așa că ăla a stat deoparte zicând că eu da la Radu Bogdan. Deci în formula asta aveau mai mari șanse să aveau șanse să ia peste 10. Și atunci ei, neavând lucrul ăsta, au zis, hai să ne facem noi cu membrii de partid. Membrii de partid n-au fost branduiți, cei care au fost puși pe listă atât de mult, și dacă i-ar fi branduit, ar fi câștigat. Atunci absența unui brand personal a fost înlocuită cu prezența unei teme pe care au știut cumva să o folosească bine, unirea cu Moldova. Și tot din măsurători știau că dacă merg pe tema asta, nu doar că nu-și pierd zestrea de aici,
care, și așa este mai mare decât la alegerile trecute acum, readuc zestrea de care PMP s-a bucurat în trecut, a diasporei. PMP-ul la alegerile trecute a avut 1% din Moldova, 0,8 nu știu cât din diaspora. Deci PMP-ul când a luat 5 și ceva, de fapt în țară luase 4, luase 3 și ceva. Ori acum el pornește cu 5 și ceva în țară. Ceea ce înseamnă că dacă diaspora ar veni la vot, dar eu zic că nu vin mai mult de 50.000 de oameni și ei ar putea să schimbe. Dacă ar veni mai mult de 50.000 de oameni la vot, așa s-ar da peste cap toate socotelile sondajelor. Dar oamenii din diaspora sunt puși acum într-o situație de... Ei votează mai degrabă partidele lor de acolo, din Spania, din Italia, pentru că românilor le este mult mai simplu să coboare până la școala generală de lângă casa lor, decât să vină la ambasadă sau unde au făcut Ministerul de Externe de la noi secții de votare, care sunt la distanță de kilometri departe. Și atunci ei, cum votul, nu pot să votez și pentru popularii germani și pentru... Trebuie să așa, alegi. Trebuie, că e vot multiplu și este se sancționează cu închisoarea în orice țară. Și ca urmare, interesul partidelor, cel puțin a partidelor creștin-democrate asupra românilor din afară, este mai mare decât asupra... Este la fel cum este al PSD-ului față de ăștia asistații sociali. Ăștia sunt... Românii sunt acolo, aia pe care nu îi cumperi cu o găleată. Da? Așa, așa cum îi cumpără PSD-ul la noi la bucată. Da. Într-o păstrând proporțiile, sunt cel mai ușor de convins să vină să voteze partidele populare de acolo. De aceea voturile diasporei nu o să aducă zestre la partidele noastre mai mult de 50.000 de euro. Deși diaspora este foarte vocală, am văzut-o în ultima perioadă. Da. Și când a fost campania cu autostrăzile meeting-ul din august, știm că... Da, diaspora schimbă toată soarta României. Dacă diasporene ar vota, ei din cei 32 de europarlamentari, la cât sunt, ar băga cel puțin 15-18, numai voturile celor din diaspora ar băga, ar da jumate din, mai mult de jumate din alergători, din, așa, pentru că sunt mulți. Și la noi prezența la vot va fi scăzută. Oamenii ăia, dacă ar fi convins să voteze, dar de ce ar fi convins? De asta voiam să vă și întreb, prezența la alegerile de duminică va fi mult mai mare decât alte dăți? Știm că de obicei la alegeri oamenii sondaje la europarlamentare e destul de mică prezența la vot. Există o opinie așa de conformitate. Dă bine când vine operatorul la ușă să întrebe: veți vota la alegerile din... Da, cum să spui că nu? Dar odată ce nu s-a creat curentul că hai nu ne ducem la vot, e de bon ton să zici că da. Zic în aceeași măsură și cei care spun că ar vota PSD și cei care spun că ar vota PNL și PMP, adică mint păstrând aceleași proporții că se duc la vot. Dar în realitate nu se duc. Adică intenția de participare la vot declarată e de 50%. Nu mă aștept să fie cu mult peste 25%. Nu cred că o să fie. Pe final, aș vrea să discutăm puțin și despre un alt eveniment care va avea loc tot duminică, referendumul pe justiție inițiat de președintele Klaus Iohannis. Va trece sau nu va trece acest referendum? Dumneavoastră, ce spuneți? Trece, pentru că el a fost pus și măsurătorile mi arată că da, pentru că prezența la vot pentru referendum este mai mare decât intenția de a participa la votul pentru europarlament. Corupților agită atât de mult oamenii să vină la vot, mai mulți decât tema alegerilor europarlamentare, că oamenii au mai votat la europarlamentare, au văzut că nu s-a schimbat nimic, ba că a fost data trecută pusă pe listă Ecaterina Andronescu la PSD, după care nu s-a mai dus, n-au atras nici cine știe ce fonduri în țară. Miza alegerilor europarlamentare, teoretic toți știu că e important, dar în realitate se nu, gândesc că n-au ce nu să se va schimba sau... nimic. Că își bagă unul mai mult cu un partid, unul în plus sau un minus, până la urmă tot se cam cunoaște care sunt cei 32, cu mici variații. Și atunci votul meu cât contează? Foarte puțin, își spun oamenii. Și n-au văzut beneficiile aduse de europarlamentarii români. Noi ne-am integrat când nu aveam europarlamentari români. Nu, că după ce am votat prima oară, au votat cu speranță. Ce au adus semnificativ în țară? Ei n-au văzut bunurile. Uniunea Europeană trebuia să fie prezentă prin acești europarlamentari, să le simtă activitatea. Nu puteți să spuneți prea mulți europarlamentari că au făcut ceva bun pentru România cunoscut. Și atunci prezența la vot, chiar dacă declară că e bine, că e ok să fim pro-europeni, în realitate
lumea spune, dar pe tema justiției, tema are încă ceva. Își dau seama că n-au drumuri, că n-au canalizare. Spuneți, am fost în weekendul ăsta în zona Tăcuci, Francia, Focșani. Doamnă, atâta ura acelui electorat captiv al PSD, că e dominat de PSD, dar atâta ura au pe tema corupțiilor, că sunt obligați să voteze PSD ca să fure pe mai departe, că drumurile s-au făcut praf, că nu investesc în ele, că n-au canalizare de când hău, că știți cum este o sărăcie de nu vă puteți închipui, care o țipă cu disperare oamenii și cred că dacă tema asta corupției ar funcționa, ăia care îi obligă să-i voteze pe ai lor, primarii ăia, poate n-ar mai fura atât. Și dacă trece acest referendum, credeți că va schimba ceva? Nu. Dar de asta câștigă USR. Pentru că le-a spus și de asta cei la electoratul PSD este atent. USR le-a spus, dacă nu se fură, vor fi și bani de spitale, vor fi și bani de canalizări, de drumuri și de altceva, mai mulți decât se fură. Și nu-mi spuneți că nu este om într-o localitate mică să nu vadă câte șmenuri a făcut cel mai cinstit primar, care a dat contracte pe șpăgi unora, care n-a pus stratul suficient de gros de asfalt, care n-a făcut canalizarea cum trebuie, care a tras canalizarea numai până în poartă, n-a tras-o până în casă, obligându-l să plătească zeci de mii de lei sau mii de lei, 4.000 de lei, cel mai puțin care plătește orice om să se racordeze la canalizare când putea să-i o bage până în casă. Și banii, și proiectul era să-i bage până în casă și banii s-au șmenuit. Unde nu s-au făcut astfel de lucruri? Arătați-mi o localitate unde oamenii să fie mândri că s-a făcut ceva și că nu s-a furat, că nu s-au dat pe parandărături fiului lui ăla de la București, lui ăla de la Vas, lui numai neamurilor s-au dat contractele pentru toate lucrurile publice. Vedeți undeva unde nu s-a creat o astfel de mafie și au câștigat natural și au făcut lucrări de calitate? Clar, poate nu să... în România. S-au făcut și în România, nu? Le vedeți în vest în mai mare măsură. Vedeți că a făcut Bolojan de reface fațada orașelor și iată că mai face încă un pod și mai se fură mai puțin, dar vechiul regat atât de mult s-au prăduit banii și atât de mulți bani au fost încât toți tema asta a furtului o au toți, numai că aia care cred în PSD și în stânga spun că multinaționalele, primarul e obligat să dea europenilor că ăia ne fură. Că nu mai știu că își găsesc cu altă justificare, dar furtul simt, toți îl simt. De asta tema asta este sensibilă și o să vedeți că dacă nu va exista un control al votului la referendum, PSD-ul a zis boicot, dar nu a creat mecanismul de control a boicotului până acum. E posibil să facă. E posibil să fie fraudat acest referendum? Nu, nu de fraudă, de boicotare. Adică trebuie să le interzică să ia buletinul. În controlul votului, eu știu cum controlează votul. Îți pozezi că ai dat la aia, nu te zici că ai dat și după aia bagi în urnă altceva asta. Că votul captiv este un vot bine calculat, elaborat, să nu facă unul prostiile în cabina lui de votare. În privința votului la referendum, nu simt, cel puțin publicul, nu că nu simt eu că n-am capacități extrasensoriale, nu. Din măsurătoare, oamenii nu au dat impresia că au o obligație politică legată de acest vot. Și atunci el pare de conștiință și merge spre da, votul la referendum. Altfel spus, din afară așa, pare ca un pact între Iohannis și Dragnea. Băi, ție îți dau 30 ceva la europarlamentare, tu lasă mie referendum. Și pare că au bătut palma ca amândoi să fie mulțumiți. Credeți în acest scenariu? Eu nu cred. Nu. Spun că amândoi ies câștigați din acest, nu știu dacă fi sau nu fi așa, că intrăm în chestii oculte. Dar putea PSD să crească altfel dacă ar fi fost oprit să le lase libertatea votului, să faciliteze votul în străinătate, n-ar fi ajuns la lucrul ăsta. Nu se putea opri, ba da, a existat o presiune a celorlalte partide pentru a opri votul captiv, care nu este un vot liber? Nu. L-au lăsat să confiște un număr tot mai mare de alegători. De ce? De prostie? Nu e vorba de prostie. Știau. Și cine știe ce alte calcule au? Nu mă mai bag în calculele lor.
Domnul Bruno Ștefan, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi. Vă mai așteptăm la noi, de ce nu, poate chiar săptămâna viitoare, să discutăm și rezultatele. O să vorbim pe cifre concrete. Săptămâna, eu vă mulțumesc de invitație și să dea Dumnezeu ca să fiu infirmat. Și ca toate aceste lucruri pe care vi le-am spus, care merg din cifre, nu dintr-o simpatie a mea față de unul, față de altul, și care dezamăgesc pe toți, că mai toți s-au simțit dezamăgiți de rezultate pentru absolut oricare, să dea Dumnezeu să mă înșel și lucrurile să iasă așa cum își doresc oamenii. Vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc.